Fermin, am să înțeleg câteva lucruri. Ăsta ți-a mai arătat. Se găsește în comerț. Perfect. Asta a fost la Hațe și te gândești ce să ia. I-am spus de ieri să meargă în piață, să ia lucruri de la oameni, producători și care vând. Ea chiar am spus de dulcețe, ce se dețește, dacă se mai găsește. Era o bătinică, a zis asta, care a vândut borcanul ăsta. Deci, așa arată. Ce vreau să spun? Este ce important, dacă ăsta este sublim, și mai ales pentru o firmă, ăsta deja aici, femeia asta a stat de COVID, de variola maimuței, a stat în casă. Ce să facă? Bătrână, țărancă, a făcut gemuri și borcane. După ce a făcut o viață. Și acum a făcut numai gemuri și borcane ca ăla de la Lidl, chef. Uite aici, frate, a ajuns artistă. Îi ziceam lui tata că nici împăratul nu mâncat așa. Artistă și geniu, mă, uite. Uite, frate, e ca și caramelul, mă, ca caramel, uite ce e. Am mâncat deja o peste o felie, poate chiar întâlnire cu aici. Nu, ce să zici, să-mi arăt ceva. Ăsta este lapte la sticlă, 5, 6, 7 lei, cam așa. Eu când eram după 2009 până în 2012, 13, când stăteam la bloc și mergeam la Biserica Bătrânească Baptistă, aveam un frate la biserică care avea o vacă. Și când mergeam duminică seara, mergeam 5 lei, și ne dea lapte de casă. Uite, asta e lapte de la fermă din sat. Cu dulceața merge bine cu tine. Vei. Un pic cam rece că de la frigider. Și vreau să zic ceva. Oamenii ăștia, uite, femeia care ține, v-am mai spus de ea. Ne ține și pe noi în viață, face și un mod de trai, dă și de lucru la unii oameni și pe calea lui Dumnezeu, deci face ce trebuie să facă. Yeah. Înțelegi? Cu bătrânica, la fel. Aia cu Majur, iară. Apoi vreau să mai zic ceva. Ce vreau să zic? Este un alt pasaj în Noul Testament. Hai să mergem la loc, la pasaj. Mergem iară la Noul Testament, Biblia. Acum am mâncat. Nu mai pot. Mai încolo. Am orientat mâncarea în sac. Și mai spun ceva. Mâncarea este foarte bună, dar pentru că oamenii nu cumpără din piață, probabil, ar trebui să bage zahăr ceva mai mult, să-i stea gemul. Dacă s-ar vinde, nu mai trebuie să pună atâta o conservă, nu? Dacă s-ar cumpăra.
Și am mâncat și noi mâncare cu vitamine. Deci, ce căutăm noi aici? Eu vara nu dorm, hey, decât dacă îmi dai somnifere. Și cum nu iau pastile, camarero, dă-mi o bere. Beau în cinstea soarelui, că mi-a fost dor de el. Și el bea în cinstea mea, fiindcă o arde la fel. Am hibernat, deci, ca busul toată iarna. Mutrei ședința la Constanța, în sfârșit a venit vara. Dimineață, mă acureală, te-ai cu sana, un plecana. Că un weekend la mamaie, cât un sezon la barna, frații mei. Cu un bardeal sau București, cu pan puțin sau mulți, cu toți o arde în Costinești. Paharul sus, ea, că mi place să dorm, aha, nu de altceva, dar eu vara nu, eu vara nu dorm, vara nu dorm, nu v-am somn, nu v-am somn, zorii zile mă plin, cum pe plajă mă plin, pentru că vara nu dorm, eu vara nu dorm, vara nu dorm, nu v-am somn, nu v-am somn, zorii zile mă plin, cum pe plajă mă plin, pentru că vara nu dorm, eu vara nu dorm, hey. Și nu am nicio vină, că vara ochii mei sunt sensibili la lumină. Sensibil văd pănașul cu un pariu că se combină. Domnul controlor și-a dat da. Giro salarină. Deci, epistola către Romani, Sfântul Apostol Pavel, capitol 13:13. Bagaj am făcut soale lungă banii, de casare. N-am nevoie de busolă, că mă las ghidat de soare. Deci, ascultă. Și jur că m-aș băga la... Deci, uite. Unde ești? Aici, nu? Deci uite ce zice. Să umblăm cuvincios ca ziua, nu în ospețe și în beții, nu în desfrânări și în fapte de rușine, nu în ceartă și în pismă. Asta zice, noi am căutat, ce cuvânt am căutat și eu. Ăsta e versetul care îl căutam. Uite, și ce zice la capitolul 8? Căci dacă veți viețui după trup, veți muri. Dacă ucideți cu Duhul faptele trupului, veți fi vii. Acum vreau să mai spun ceva. Pune-mi iară pe conectorul ăsta. Domnule, care-ți faptele trupului, și asta după The Scripture, și care-ți faptele Duhului? Adică, uite, era un grup mai de mult, body and soul, nu? Noi au pus foarte bine punctul pe I. Pentru că, cum să zic, ideea e că faptele trupului, înțelegi? Iar faptele sufletului nu înseamnă să te bagi la somn. Înțelegi tu? Dacă nu-i nevoie, mai mult.